Un urs a pus autoritățile din Sibiu pe jar. Ursul s-a plimbat preț de câteva ore prin centrul orașului, urmărit de autorități și de curioși. Speriat de toată agitația din jurul lui, animalul sălbatic s-a urcat pe acoperișurile caselor. Pentru că nu au reușit să îl tranquilizeze, animalul a fost ucis în cele din urmă de autorități. Deci mergeți, vă rog, pe ăsta pe trotuar. Auziți? Da, da. Vă rog. Ursul a fost văzut de locuitori la primele ore ale dimineții aproape de centrul orașului, într-o zonă intens circulată. Animalul sălbatic de mari dimensiuni se plimba nestingherit pe străzile Sibiului. Oamenii au alertat autoritățile și în scurt timp zeci de pompieri, jandarmi, polițiști și angajați de la zoo au pornit în căutarea ursului. Speriat de forțele de ordine, dar și de mulțimea de curioși care se ținea după el, animalul a intrat în curțile oamenilor și a urcat pe acoperișurile caselor. A zis că l-a dat garduri, a intrat în curțile oamenilor, a traversat practic tot orașul, centrul vechi și s-a ajuns până în orașul de jos, aici unde a fost, s-a reușit blocarea oarecum a lui, dar și aici exista riscul să sară acest gard și să plecem mai departe și să nu reușim să-l prindem. După o urmărire de aproximativ 3 ore, animalul a fost încolțit în curtea unei fabrici. Inițial, specialiștii au încercat să-l împuște pe urs cu tranquilizante, dar după câteva încercări nereușite, au hotărât să ucidă animalul, chiar în momentul în care medicii veterinari ai grădinii zoologice erau la poarta fabricii. Deci în momentul în care ursul a fost împușcat aici și de la zoo cu tranquilizant, nu era în zonă? Nu era în curte atunci când a fost identificat aici, când a fost găsit. Când a intrat ursul în curte, cei de la zoo erau în fața curții? Nu. Vă spun sigur, eram lângă ei. Autoritățile și-au motivat decizia spunând că riscul ca cineva să fie rănit de animalul speriat era foarte mare. În fabrica în curtea căreia a fost încolțit animalul se aflau în acel moment aproximativ 50 de angajați. Ideea a fost ca acest urs să fie imobilizat prin tranquilizare. Și ce s-a întâmplat? Din păcate, situația devenea foarte gravă, cu atât mai mult cu cât a trecut prin zona mai multor unități școlare. În astfel de situații nu există o procedură clară care trebuie urmată de către autorități. Animalul, care avea în jur de 6 ani și cântărea aproximativ 150 de kilograme, a fost încolțit și împușcat cu o armă de vânătoare. La prima vedere așa poate părea, o măsură extremă, s-a încercat tranquilizarea lui, nu s-a reușit, nu știm dacă a fost atins sau nu a fost atins de către cel care a tras, dar exista și riscul ca un urs rănit să devină mai agresiv. Poliția Sibiu a deschis un dosar penal pentru uz de armă în acest caz. Da, bineînțeles, acum se deschide un dosar penal și stabilim exact cauzele care au condus la... Poate stabilim și de unde provine. Animalul a fost ridicat și dus la Direcția Sanitar-Veterinară din Sibiu, unde îi se vor face toate analizele, iar apoi, după finalizarea anchetei, ursul va fi incinerat.